Cu o istorie de sute de ani, gogoșile au câștigat teren în România și în zona de afaceri. La pădurea Crihala din Drobeta, Turnul Severin, un întreprinzător ingenios desfășoară o activitate simplă, dar extrem de profitabilă. La Papa Giuliano este o afacere de succes, un stand mobil cu gogoși și sucuri artizanale din lavandă și cătină, la prețuri foarte accesibile. Cu dulceață, ciocolată, caramel, cu diverse interpretări, gogoșii l-au dus la explozia unor afaceri specializate exclusiv în acest desert. Oricum ar fi, nimeni nu poate fugi de gustul lor care te întoarce mereu în copilărie. Succesul comercial s-a impus și în limbaj. Într-un stand mobil din Drobeta, Turnul Severin, deserturile dulci aromate, dar și sucurile artizanale din lavandă și cătină se pot lua chiar și la pachet. Prețurile sunt destul de accesibile pentru produse, iar clienții nu lipsesc. La Papa Giuliano reprezintă o rulotă specializată în producerea de gogoși și vânzarea de sucuri artizanale, mai precis limonadă cu lavandă și suc de cătină. Ne concentrăm atenția în a oferi oamenilor produse de calitate pregătite cu atenție. Vă așteptăm la pădurea Crihala să vă împărtășim pasiunea noastră. Aici totul variază între rețeta clasică și multe reinterpretări, dar gogoșile mai au pentru mulți o calitate. Te întorc în copilărie. Totodată, sucurile artizanale de lavandă și cătină sunt la mare căutare de tot mai mulți oameni. Aceste băuturi, pe lângă faptul că sunt răcoritoare, sunt și extrem de sănătoase. Industria restaurantelor se dezvoltă și scoate în față tot mai multe restaurante mobile. Așa zisele food truck-uri sunt idei de afaceri pe care le regăsim tot mai des în rândul tinerilor antreprenori.